designed to inspire, educate, and empower young adults around the world. Welcome to the Monday Inspiration Show! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la un nou episod al Monday Inspiration Show. Numele meu este Ionuț Ungureanu și rămâneți cu noi în următoarele minute pentru că avem un invitat special, o persoană deosebită, o persoană care mi-a fost și mentor și mi este cu în continuare. Sunt foarte emoționat pentru că este o persoană care înseamnă foarte mult pentru mine. Este un episod special al Monday Inspiration și vă las să vă spună dânsa mai multe. Vă rog să mă ajutați să o introducem în studio cu noi pe doamna profesor universitar dr. Ionac Nicoleta. Bună ziua, doamna profesoară! Bună ziua, Ionut! Mulțumesc foarte mult pentru această invitație care mă onorează și să le spunem de asemenea toate cele bune, să le transmitem toate cele mai bune gânduri tuturor ascultătorilor tăi și celor care ne văd în acest moment. Doamna profesoară, îmi permis să vă întreb pentru cei care ne ascultă, pentru toți românii de pretutindeni, cine este doamna profesoară universitar dr. Ionac Nicoleta? În câteva cuvinte, cum vă definiți dumneavoastră? Asta înseamnă să mă prezint eu. Da. M-ai pus într-o situație destul de delicată. Mie, în general, nu-mi place să vorbesc foarte mult despre mine însă. Aș spune că sunt un om care muncește mult și îi place foarte mult să muncească. Sunt absolventa Facultății de Geografie a Universității din București din anul 1987. Din anul 1990 mi-am început cariera universitară ca asistent la facultatea pe care o absolvisem cu 3 ani mai devreme. Și după aceea am urmat, sigur, am urcat, mai corect spus, treptele devenirii mele profesionale până în anul 2006, când am devenit profesor universitar la Catedra de Meteorologie și Hidrologie a aceleiași Facultăți de Geografie a Universității din București, la care lucrez și în prezent. În total, până astăzi, am o vechime de peste 30 de ani. În mediul universitar mai ales, un timp în care, așa cum am spus, am muncit foarte mult, am publicat foarte multe articole științifice, peste 120, am elaborat o serie întreagă de manuale universitare, de cursuri de specialitate, de lucrări de specialitate, în principal în domeniul meu de suflet, în meteorologie, climatologie și biometeorologie. Desigur, în activitățile mele curente sunt incluse și prelegeri pe alte discipline, cum ar fi circulația atmosferică, climatologie regională, schimbări climatice globale, poluarea aerului și așa mai departe. Însă, în ansamblu, tot ceea ce pot să spun este că în toată această devenire a mea am înțeles că, în esență, noi oamenii suntem niște părți ale lumii naturale vii din care facem parte și ne armonizăm cu tot ceea ce există în jurul nostru. Și eu personal am învățat foarte mult de la tot ceea ce înseamnă aer, atmosferă și astăzi chiar m-am hotărât ca după ce am stabilit cu tine și am agreat această idee de a da curs invitației tale, să avem o discuție de această temă, din care sunt convinsă că ascultătorii dumneavoastră vor înțelege esența și mesajul de bază pe care vreau să-l transmit. Cu siguranță, cu siguranță, mai ales că am făcut și eu parte o perioadă din această lume și încă fac maselor de aer. Cu siguranță dumneavoastră știți că la Monday Inspiration Show misiunea noastră este să inspirăm, să educăm și să motivăm tinerii adulți, cum spun eu, din întreaga lume. De ce, doamna profesoară, pot să spun doar wow la tot ce ați introdus mai devreme și cred că nu există în cuvinte o definiție care să poată să vă definească la câtă muncă ați făcut și determinare. Și eu cred că mai mult decât muncă este o pasiune. Am simțit în cuvintele noastre pasiunea, dedicarea,
pur și simplu ne-ați transmis acest lucru și înainte să încep să vă întreb de ce această temă, aș dori să mergem puțin înapoi să vă întreb de unde pasiunea aceasta pentru această materie. Da? Pentru că noi, și noi oamenii suntem tot materie, dar dumneavoastră ați dedicat întreaga viață, practic, de asta spun că nu numai muncă, este și pasiune și dedicare și ne-ați transmis acest lucru. De unde această pasiune sau cum ați descoperit că doriți să studiați acest fenomen? Nu știu, cred că ea a fost într-un fel o predeterminare a mea, da, să spunem așa. Acum recent am fost pusă chiar în situația în care trebuia să sortez foarte multe lucruri personale care au aparținut familiei mele și mai precis de funcțiilor mei părinți. Și la un moment dat, sortând foarte multe hârtii, fotografii ale familiei, am dat peste cărțile pe care le-am primit eu ca în recompensă pentru premiul întâi pe care l-am primit pentru bunele mele rezultate școlare în clasa întâia. Și sigur am fost copleșită de emoție când am văzut că peste timp, practic peste atâția ani de zile, mama mea le păstrase și le ținuse în tot acest timp la un loc de cinste, pentru că pentru ea sigur reprezenta un element de mândrie. Dar când am văzut care erau cărțile respective, mi-am dat seama ce mult înseamnă probabil această mână a destinului, care probabil că te dirigează de-a lungul drumului pe care trebuie să-l parcurgi. Una din cele două cărți de care îți spun, și într-un fel poate asta e chiar o ironie a sorții mele, una din cele două cărți era despre nori, o poveste relatată, relatată așa mai pentru copiii de la grădiniță, scrisă de autorul său, Radu Nor. Nici autorul, nici numele autorului nu este, iată, tocmai o întâmplare. Iar cealaltă carte pe care o primisem era ceva despre astre, despre lună, despre stele, o monografie, să spunem așa, științifică la nivelul anului la care ea fusese editată. Desigur, asta înseamnă în urmă cu peste 50 de ani, dar care pentru mine se pare că a avut o importanță foarte, foarte mare. Că eu întotdeauna m-am simțit, îmi pare rău că folosesc această glumă chiar pentru a mă defini, am simțit întotdeauna puțin cam cu capul în nori în această de pământeană în care a trebuit totuși să trăiesc, să mă ancorez. Poate că această sau acest sentiment sau această stare de spirit s-a datorat faptului că am avut întotdeauna o chemare, o vocație deosebită pentru a căuta răspunsuri dincolo de tot ceea ce înseamnă realitatea imediată din jurul nostru. Da. Și întotdeauna am știut că găsești dacă știi să cauți, dacă desigur ai, cum să spun, dincolo de noi, dincolo de realitatea noastră, dincolo de galaxia noastră, dincolo de dimensiunea noastră. Wow, da! Și eu am simțit și simt că este pentru dumneavoastră mai mult decât o meserie, decât mai mult decât o profesie, că este chiar, cum a spus, o vocație și cred că aici vreau să ajung să ne transmită acest lucru. De ce ați ales să ne inspirați în acest episod, la Monday Inspiration Show, să vorbim, să învățăm de la aer? De ce această temă, Dana profesoară? Inițial, când noi doi am luat, ți-am propus tema aceasta, învață de la aer. Și tu ai primit-o cu foarte mult entuziasm. Sigur, motivațiile sunt multiple. În momentul când mi-ai pus această invitație, primul gând care mi-a venit în minte, și eu îmi permit să fac o paranteză, eu de mult dau curs primelor mele gânduri.
sau primelor mele simțăminte. Este acea dorință de a urma instinct care de multe ori nu greșește, adică are o acuitate extraordinar de mare și te îndrumă de cele mai multe ori spre cele mai bune decizii. Și mi-a venit în minte această temă, aducându-mi aminte de niște versuri dintr-o poezie inspirată din folclorul norvegian. Iar printre strofele respective, care reprezintă o invitație către omul însuși de a se armoniza cu întregul din jurul său, cu natura, cu universul și cu toate elementele acestea, am reținut niște versuri care se potrivesc foarte bine, în primul rând, profilului meu profesional, care, desigur, după atâta timp îl stăpânesc destul de bine. Și în al doilea rând și pentru că el asigură elementul de legătură dintre noi doi. Să nu uităm că tu ai fost student al acestei specializări de meteorologie și hidrologie la Facultatea noastră de Geografie a Universității din București, nu numai la ciclul de licență, ci și la ciclul de masterat. Și te-ai remarcat drept unul dintre studenții extrem de isteți. Ai dovedit un potențial extraordinar de ridicat de inteligență, de flexibilitate și de deschidere. Se pare atribute care se pare că te-au și deschis un drum frumos în viață și eu personal și pe această cale nu pot decât să doresc în continuare să ai astre favorabile sau stele princioase, cum se spune în calea ta. Dar revenind la problema despre care discuta, cele două versuri sunt extrem de interesante și sună cam așa. Învață de la vântul ce adie pe poteci, cum trebuie prin lume, de liniștit să treci. Trăim într-o lume extrem de zgomotoasă, ca să nu spun altfel. O lume animată de foarte multe disonante, de foarte multe discrepante. O lume agitată, o lume tulburată, în care este foarte important ca fiecare să-și găsească echilibrul, dar nu numai în ceea ce privește esența ființei sale, ci să-și găsească și echilibrul în ceea ce privește relațiile cu ceilalți din jurul său și mai ales echilibrul cu toată natura și cu tot universul din jurul său. Și cred că aceasta este, cred că acesta este și mesajul care ni se transmite, iată, peste timp, dintr-un spațiu îndepărtat, dar care realmente nu are nicio relevanță fizică propriu-zisă, pentru că mesajele sunt mesajele de esență și cele care fac ca sufletele noastre să vibreze sunt niște mesaje în esență aspațiale și atemporale. Dar am zis că ar fi interesant să pornim de la aceste versuri și să dezvoltăm puțin această temă. Da, da, sunt foarte curios și în același timp interesat de ce va urma. Așadar, ce trebuie mai exact să învățăm noi de la aer? Sau cum am putea defini acest lucru? Avem foarte multe lucruri de învățat și aș porni de la ideea că aerul în sine este un, ca să îmbinăm cumva așa și elementele științifice și cele poetice, să spunem așa, sau cele pragmatice care ne influențează realitatea cotidiană. Aerul în sine este un amestec de atomi, ioni, molecule ale diverselor gaze, componente ale atmosferei. Toate acestea se află într-o continuă mișcare browniană, adică o mișcare haotică în care toate aceste molecule vin în contact total aleator unele cu altele, din care rezultă o mișcare accelerată, care, desigur, exprimă un potențial termic de care dispune mediul respectiv în funcție de densitatea acestor molecule și așa mai departe. La nivel de macroscară, învelișul acesta de aer din jurul Pământului formează atmosfera. Atmosfera însăși nu este un mediu perfect omogen. Noi în meteorologie chiar știm că atmosfera este politropă, adică ea de fapt este alcătuită din foarte multe volume de aer sau mase de aer extrem de diferite.
Sunt mase de aer cu origini geografice diferite, cu temperaturi diferite, cu densități diferite, cu grade de umezeală diferite și așa mai departe. Nu vreau să insist asupra acestor aspecte, mai mult sau mai puțin de ordin meteorologic sau științific. Aș face analogia cu ceea ce se întâmplă în societatea românească. Da. Putem să ne imaginăm, și nu neapărat societatea românească, societatea umană în ansamblu. Societatea este, într-un fel, atmosfera. Adică societatea nu este și nici nu are cum să fie omogenă. Niciodată, ea este alcătuită din grupuri, grupurile de oameni, din colectivități, din comunități mai mici, mai mari, mai evoluate din punct de vedere cultural, nu neapărat mai, să zicem, mai înapoiate cultural, ci poate cu un nivel diferite de dezvoltare culturală sau economică sau socială, diferit și așa mai departe, în care trăiesc indivizi, indivizii umani, indivizii aparținând aceleași specii în esență însă, specii Homo sapiens sapiens. Și deși în ansamblu avem același fenotip, să zicem, sau genotip, ne deosebim foarte mult unii de ceilalți și trebuie să înțelegem că această diferențiere este ceva firesc. Per ansamblul societății. Normal. Per ansamblul societății. Da. Oamenii sunt diferiți din punct de vedere emoțional sau din punct de vedere al reacțiilor lor emoționale, din punct de vedere al stărilor lor, al comportamentelor lor, din punct de vedere al sentimentelor pe care le dezvoltă față de anumite persoane, față de anumite situații, față de anumite stări de lucruri și așa mai departe. Suntem colorați. Suntem așadar... Suntem colorați, suntem diversificați, adică nu suntem la fel deloc. Atunci, cum putem explica sau cum putem asocia? Sunt oamenii mase, ca masele de aer sau ca volumele de aer? Cum putem, unde putem poziționa? În ansamblu, mi-aș permite să avansez această comparație tip metaforă de asemănare între oameni și masele sau volumele de aer. În meteorologie, sigur, e o diferență între ceea ce înseamnă un volum de aer sau o masă de aer propriu-zisă, dar cred că în cadrul discuției noastre putem să agreem asupra unei echivalențe între acești termeni. Eu am constatat de-a lungul experienței mele că, în esență, oamenii sunt ca și masele sau ca volumele de aer. Din cel puțin două motive esențiale. Okay. Sigur că poate ești puțin șocat de această comparație cam forțată din partea mea, dar o să-ți dai seama că poate pe undeva am dreptate. În primul rând, și oamenii, ca și masele de aer, sunt extrem de diferiți. Tocmai spuneam adineaori că volumele de aer sau masele de aer se diferențiază între ele în funcție de parametrilor fizici, în funcție de temperatură, în funcție de densitate aerului, în funcție de gradul de umezeală, în funcție de presiune și așa mai departe. Și oamenii se diferențiază între ei prin faptul că, în primul rând, ADN-ul acestora este total diferit. ADN-ul uman este alcătuit dintr-o succesiune de peste 3 miliarde de baze azotate ale nucleotizilor. Sigur, acestea sunt codificate cu niște litere. Este vorba de literele care exprimă numele acestor baze azotate. Este vorba de literele C, G, T și A. Și în funcție de modul în care se succed aceste baze azotate, rezultă un cod genetic unic de identificare al fiecărui individ uman. Practic, aceasta este unicitatea fiecărui individ al speciei Homo sapiens sapiens, iar șansa sau probabilitatea, să spunem așa, ca acest cod genetic unic să se repete este extrem de mică. Practic, nu prea există situații în care să se identifice doi indivizi cu același cod genetic.
Asta înseamnă că, practic, acceptând lucrurile din această perspectivă de condiționare biologică, care vine din toată, a fost imprimată de toată evoluția noastră, da, ca specie de până în prezent, exact, înseamnă să acceptăm ideea că suntem diferiți din toate punctele de vedere. Acest cod genetic unic face ca fiecare individ să fie unic, să fie singular, să fie, cum să spun, să fie autentic. Nu există copii în acest, în acest peisaj uman, nu există copii. Wow. Există doar o lume de originale. Și suntem originali prin toată constituția noastră biologică. Și știi foarte bine că fiecare om se distinge prin propria sa amprentă retinală, prin, da, propria sa amprentă vocală, prin, tot felul de alte elemente, în sensul că, de exemplu, chiar și circumvoluțiunile creierului nostru sunt unice. Nu există doi indivizi al căror creier să prezinte același număr de circumvoluțiuni și aceeași formă a acestora. Asta înseamnă mai departe că și toate circuitele biochimice care se realizează în organismul uman sunt unice, sunt distincte de la un individ la altul, da, ceea ce înseamnă mai departe că și reacțiile, toate reacțiile fiziologice pe care noi ca indivizi le dezvoltăm față de tot ceea ce este în jurul nostru, sunt de asemenea unice. Și mai departe, și semnalele neuronale, toate legăturile acestea, sinapse, care se realizează la nivelul, da, legăturile sinaptice care se realizează între toți neuronii din corpul nostru, sunt de asemenea unice. Wow. În acest sens, aș atrage atenția asupra unui lucru interesant, și anume, spuneam adineauri că fiecare individ uman este, are o configurație unică a creierului său și în funcție de aceasta, automat se stabilesc anumite legături neuronale care de asemenea se caracterizează prin unicitate. De exemplu, în momentul în care, și din acest punct de vedere, practic înseamnă că fiecare individ uman este un univers în sine, este o entitate, wow, care se distinge prin toate tipurile de reacții, toate reacțiile sale sunt unice. Pentru că el, în funcție de modul în care îi se proiectează, sigur, în diverse arii cerebrale, o anumită situație, o anumită interacțiune sau un anumit obiect cu care vine în contact și așa mai departe, el trebuie să dezvolte un răspuns, în primul rând un răspuns neuronal. Acest răspuns neuronal depinde de, așa cum am spus, de reacțiile biochimice care se, da, desfășoară, și acestea sunt de asemenea diferite de la un individ la altul, și mai depinde de asemenea și de ce grup de neuroni de pe o anumită arie cerebrală sau arii cerebrale învecinate se activează. Ceea ce înseamnă mai departe că și reacțiile pe care le dezvoltăm, ele sunt unice, sunt proprii fiecărui individ în parte și reflectă în tocmai într-o foarte mare măsură această modalitate prin care individul respectiv a reușit să-și internalizeze, să-și reprezinte, să interacționeze, să-și dezvolte răspunsul neuronal, în primul rând, față de situația respectivă, față de lucrul respectiv, față de oamenii respectivi. Acum, legat de acest lucru, tocmai recent, numai puțin, dacă îmi permiți, aș insista puțin asupra acestui aspect, pentru că este foarte important. Tocmai recent citeam un articol interesant care dezbătea problema aceasta liberului arbitru.
Adică în ce măsură oamenii, indivizii umani, au această capacitate de a decide în mod conștient acțiunile lor sau reacțiile lor față de anumite situații. Și până la urmă, când am citit în amănunt exact explicațiile, sigur, extrem de laborioase și detaliate cu privire la mecanismele neurologice care sunt angrenate în dezvoltarea acestor tipuri de răspunsuri, mi-am dat seama, de fapt aceasta era și concluzia articolului respectiv, mi-am dat seama că nu prea există liber arbitru. Practic, am putea merge. Da, este extrem de interesant. Foarte interesant. Deci asta înseamnă practic că multe, dacă nu aproape toate, din reacțiile pe care le dezvoltăm față de tot ceea ce este în jurul nostru, față de realitatea obiectivă din jurul nostru, practic nu se datorează atât unei acțiuni și a unei decizii conștiente, a unui act de gândire, cât mai degrabă acestei reacții fiziologice care se dezvoltă la nivelul cerebral, la nivelul creierului fiecăruia dintre noi și care implică implică reacția unui anumit grup de neuroni care să decide. Acest proces este cunoscut sub numele de zgomot neuronal. Iar și studiile, sigur, extrem de laborioase cu mijloace moderne de cercetare și de investigare prin mijloace imagistice ale modului în care funcționează creierul uman, au scos în evidență faptul că, de exemplu, din momentul în care o anumită arie cerebrală se activează pentru a reacționa sau a da răspunsul care după aceea trebuie transmis prin neuronii efectori, către organele efectoare ca omul să aibă sau individul uman să dezvolte o anumită reacție față de o anumită situație, și acțiunea în sine sau reacția în sine, există un decalaj care poate dura de la câteva milisecunde până la circa 7 secunde. Oh, wow. Deci ce înseamnă acest lucru? Asta înseamnă că în creierul uman se acționează, adică la nivel neuronal sau la nivelul sinapselor neuronale, ca omul să devină sau individul uman să devină conștient asupra acesteia. Există acest decalaj între momentul deciziei neuronale și cel al deciziei conștiente. Acest decalaj este cunoscut sub numele de disonanță cognitivă, dar el are relevantă deosebit, pentru că în ansamblu ne duce gândul, fără să vrem, la ideea că cea mai mare parte a reacțiilor noastre nu sunt totuși niște reacții total conștiente sau în majoritate conștiente, ci practic sunt niște reacții pe care deja creierul nostru le-a luat înainte pe baza modului său unic de a fi organizat și de a funcționa. Și aici dispare liberul arbitru. Ok. Da, aici dispare liberul arbitru. Mă simt, trebuie să deschid o paranteză și apoi trecem la următoarea întrebare de care sunt foarte curios. Îmi doresc să dau și eu doctoratul în neuroștiințe. Și practic m-am simțit acum ca la o lecție de... Da, nu v-am spus până acum, cred că este oficial, vă spun. Da, am 2 mastere în facultate și m-am gândit totuși să îmi dau și doctoratul, dar în neuroștiințe. Să studiez mai mult și să înțeleg exact aceste procese și mecanisme pe care tocmai le-ați explicat. Și m-am simțit deja la doctorat. În 5 minute cât ne-ați explicat. Dacă îmi permit să intervin, într-un fel, această, să zicem, constatare, să nu-i zicem descoperire, să-i zicem constatare,
că nu există în totalitate ceea ce înțelegem noi ca fiind liberul arbitru de care dispune omul, aș zice că este puțin tristă. Omul s-a obișnuit să se creadă pe sine ca un fel de zeu, a toate cunoscător, a tot puternic și așa mai departe. Ori această constatare vine să-l pune puțin într-o situație destul de delicată, de vulnerabilitate. În esență, cred că trebuie să înțelegem că suntem foarte vulnerabili din multe puncte de vedere, însă avem posibilitatea ca fiecare în sine, fiecare dintre noi, indivizii umani care trăim pe această planetă, în măsura în care reușește să-și descopere potențialul de care dispune, să-și-l canalizeze, să-și-l formeze, să-l transforme mai departe, și urmează să discutăm mai departe despre asemănările cu masele sau cu volumele de aer, îi poate da forța sau energia de care are nevoie pentru a își continua evoluția. Nu este neapărat vorba despre o evoluție economică sau o evoluție materială în sine. Eu mă refer mai mult la această evoluție pe plan emotiv, pe plan afectiv, pe plan cultural, pe plan personal, pe plan spiritual. Este evoluția omului față de sine însuși, nu a sa față de societatea în ansamblu. Da, da. Ați vorbit de evoluție foarte mult și de transformare. Și noi știm că aceste procese necesită energie și întrebarea mea cea mai curioasă este de unde își ia aerul energie? Și apoi, bineînțeles, oamenii că facem această asociere, nu? Sunt foarte curios. Cum ne puteți explica acest lucru? Ne menținem la această analogie între oameni și masele sau volumele de aer. În cazul volumelor de aer, ele și-au energia de care au nevoie pentru a suferi transformările pe care le suportă în atmosferă, pământ. Practic, aici avem de a face însă cu niște transferuri energetice mai complicate, mai complexe, care presupun, așa cum am spus, niște transformări ale unei forme de energie în alta. În esență, sursa primară de energie pentru toate procesele și fenomenele atmosferice este reprezentată de soare. Numai că radiația solară, având anumite lungimi de undă, sau fiind centrată predominant pe anumite lungimi de unde, ea traversează atmosfera terestră fără a avea efecte, hai să zicem, calorice, care mi-ar interesa în mod imediat, și este absorbită de suprafața terestră, iar aceasta la rândul său, în funcție de caracteristicile sale fizice, mai precis în funcție de gradul de înclinare al suprafețelor terestre, de natura acestora, dacă e suprafața acvatică sau dacă e suprafață de sol ferm, în funcție de culoarea acesteia și alte proprietăți, se încălzește diferit și transmite energie, de data aceasta sub formă de radiații calorice, adică transmite căldură către aerul de deasupra. Volumele de aer care, exact cum am spus, pot avea dimensiuni diferite. Unele sunt mici, altele sunt volume de aer foarte mari care acoperă porțiuni din continente întregi. În momentul în care vin în contact cu suprafața terestră, preiau de la aceasta energia aceasta calorică pe care aceasta o emite spre aerul de deasupra și desigur se încălzesc. Mai departe, în momentul în care un volum de aer a înmagazinat o anumită cantitate de energie calorică, el mai departe va suporta în atmosferă o serie întreagă de transformări termodinamice care au caracter adiabat, adică sunt niște transformări în care volumul respectiv de aer se închide complet față de mediul înconjurător.
Adică este un volum de aer care va suporta niște transformări profunde ale parametrilor săi fizici, temperatură, volum, densitate, presiune și așa mai departe, exclusiv pe baza transformărilor energiei sale interne. Adică acea căldură pe care a înmagazinat-o, pe de o parte, este stocată sub formă de energie internă, care după aceea se eliberează treptat în interiorul volumului respectiv de aer și se transformă în energie cinetică. Iar aceasta determină schimbarea continuă a parametrilor fizici ai volumului respectiv de aer, dar au rolul principal de a imprima acestea o accelerație pozitivă care favorizează ascendența volumului respectiv de aer. Da. Deci ideea este că volumele de aer practic nu rămân niciodată în contact permanent cu suprafața terestră, ci ele preiau de la această energie pe care după aceea o transformă și își urmează pe această evoluție ascendentă prin atmosfera terestră. Revenind la analogia dintre masele de aer și oameni, cred că același lucru se întâmplă și cu indivizii umani. Adică, cum transpunem? Indivizii umani, în momentul în care se nasc, ei încep să preia de la societate toate aceste cunoștințe, deprinderi, priceperi, competențe, abilități, adică toate uneltele de care au nevoie pentru transformarea lor ulterioară în viață. Dacă doriți, putem considera că societatea umană reprezintă într-un fel sursa de împământare, sursa de energie pentru evoluția unui individ uman. Da. Iar mai departe, în momentul în care un individ uman a preluat toate aceste unelte de care are nevoie pentru transformarea sa personală, individuală, în acel moment deja se declanșează în evoluția sa niște procese, aș spune eu, asemănătoare celor care se produc în atmosferă. Este vorba de acele procese termodinamice adiabatice în care individul respectiv trebuie să-și internalizeze toate acele valori pe care le-a dobândit, valori culturale, valori spirituale, valori emoționale, valori comportamentale, de orice tip, pe care le-a dobândit de la societate, trebuie să și le adapteze, așa cum am spus, proprii sale personalități, care este susținută de acel cod genetic unic de care are dispune, de care dispune fiecare dintre noi și care nu se poate repeta de la un pentru care experiențele noastre de viață sunt diferite în esența lor. Fiecare trăiește într-un fel o altă realitate, pentru că el trebuie să se raporteze în exclusivitate la propriile lui senzații, la propriile lui stări de spirit, la propria lui gândire, în esență, la propriul lui mod de a fi. Și asta înseamnă, după părerea mea sau în opinia mea, acel proces de transformare umană care se realizează sau care ar trebui să aibă loc în fiecare dintre noi. Și este procesul care ne asigură mai departe o interrelaționare cât mai armonioasă între noi și ceilalți. Ceilalți indivizi umani noi și exterior, societatea practic. În ansamblul său. Acum, în legătură cu în legătură cu acest aspect, aș atrage atenția asupra unei idei care și mie mi s-a părut foarte șocantă, dar pe măsură ce m-am gândit mai mult asupra ei, mi-am dat seama că are totuși un miez de adevăr. Relativ recent, sigur, lucrarea este puțin mai veche, dar relativ recent am citit o lucrare foarte interesantă realizată de Donald Hochman, care se numește The Case Against Reality. În această lucrare, autorul susține că, de fapt, realitatea externă, obiectivă, există doar în măsura în care aceasta este
percepută de către mintea fiecăruia dintre noi. Ori în momentul în care, sau din momentul în care noi acceptăm că potrivit codului nostru genetic unic, deja fiecare dintre noi avem un alt mod distinct de al tuturor celorlalți indivizi umani, deși aparținem aceleiași specii, de a interpreta toată realitatea deciul nostru, mai departe înseamnă că ajungem la o concluzie, aceasta este concluzia șocantă despre care vorbeam, că de fapt, în esență, în mod fundamental, realitatea obiectivă în sine, văzută ca realitate externă, în care, să zicem, ecranul acela pe care, să zicem, imaginea mea este proiectată, este ecran, este, nu există. Deci realitatea externă obiectivă nu există, există doar realitatea subiectivă care reprezintă proiecția propriei noastre minți a oricărui obiect sau oricărei forme de energie sau a orice există în jurul nostru. Un alt mit. Asta înseamnă mai departe. Da. Da. Incredibil. Asta înseamnă mai departe că de fapt noi nu mai trăim într-o realitate. Noi ne construim o meta-realitate. Ceea ce este echivalent cu ceea ce se întâmplă în cazul maselor de aer. Ele își schimbă parametrii de stare, deci se modifică continuu pe măsura evoluției lor, pe măsura ascendenței lor în atmosfera liberă, desigur. Așa se întâmplă și cu indivizii umani. Tot drumul nostru prin societatea umană, din momentul nașterii până în momentul non-ființei, mie nu-mi place să folosesc acest cuvânt moarte, pentru că, mă rog, am dubii cu privire la existența ei propriu-zisă, să zicem așa. Deci tot acest drum al nostru prin societate, de fapt asta reprezintă un întreg proces prin care fiecare dintre noi suportă această transformare, prin care ne construim dintr-o realitate obiectivă care de fapt poate nici nu există, poate nu există, o iluzie. Ceea ce există în jurul nostru, ne construim o realitate proprie care să rezoneze cu noi, care să ne exprime pe noi și care este, culmea, este o realitate chiar mult mai puternică și mult mai largă. Este o meta-realitate. Da. În tot, wow, o altă idee despre care credeam că există și acum ați distrus-o. Mi-ați distrus, practic, acea credință sau acea, să zic, idee de o realitate care eu credeam că există acolo, dar de fapt ne-o creăm noi de cele mai multe ori, practic, acea credință. În tot acest proces, doamna profesoară, în tot acest proces de transformare și evoluție legat de oameni, unde se naște frica sau cum o putem defini? Cum poate fi ea definită? Pentru că avem fricile noastre. Da. Din păcate, ea există. În momentul în care un individ uman preia de la societate toate aceste valori de care am spus, exprimate sub forma priceperilor, deprinderilor, abilităților și așa mai departe, stărilor afective, emoționale, seturilor comportamentale și așa mai departe, el preia totodată și o serie întreagă de prejudecăți, de principii cu caracter restrictiv, limitativ, frici, spaime, frustrări, temeri, angoase și ce mai doriți dumneavoastră. Să știți că la fel se întâmplă și în cazul maselor de aer. Masele de aer, în momentul în care vin în contact, ca să păstrăm analogia, în momentul în care vin în contact cu suprafața terestră, preiau de la aceasta nu numai energie, pe care am zis că o stochează și după aceea aceasta suportă o serie întreagă de transformări, dar preiau și apă, care
în procesul evaporației se transformă sub formă de vapor de apă, ce pătrund în interiorul masei respective de aer. În momentul în care un volum de aer sau o masă de aer intră în mișcare verticală ascendentă, ea poartă cu sine și acea încărcătură suplimentară de vapor de apă pe care o are. Numai că mai departe problema se pune în felul următor. Fiecare vapor de apă înmagazinează în lăuntrul său o așa numită căldură latentă de evaporare sau energie latentă de evaporare, care este transportată ascendent pe, în atmosferă, dar care la înălțimea la care se produce condensarea este eliberată brusc în volumul de aer, adică în interiorul volumului de aer în care acei vapori de apă erau conținuți. Astfel că în interiorul acelui volum de aer, la înălțimea la care se produce condensarea, rezultă o cantitate suplimentară de energie pe care volumul respectiv de aer o folosește pentru a-și continua ascendența spre înălțimi și mai mari. Da. Revenind, revenind la analogia cu oamenii. Deci spuneam că oamenii, din păcate, preiau de la societatea și de la indivizii din jurul său o serie întreagă de sentimente, de emoții, de stări negative. Din care și frica. Pe care le duc cu ei, le poartă cu ei o perioadă destul de lungă a vieții. Uneori, din păcate, unii poartă această povară până la sfârșitul vieții lor. Alții, în schimb, reușesc să se elibereze de aceste angoase, frici, temeri și așa mai departe, mai devreme. Iar această energie suplimentară pe care, ca individ uman, o primești în momentul în care te-ai debarasat de toată acea încărcătură care nu și are rostul și care nu face altceva decât să te tragă în jos și să-ți oprească foarte mult această evoluție ascendentă în viață, acești indivizi reușesc cu atât mai mult să evolueze sau să se transforme și mai profund. Și acum mă întrebai cum văd eu frica sau ce ar putea reprezenta frica. Frica poate reprezenta multe lucruri. În primul rând, pornind de la ceea ce am spus anterior, frica poate reprezenta această proiecție greșită pe care noi ne-o creăm despre tot ceea ce există în jurul nostru. O proiecție care pleacă în primul și în primul rând din această neîncredere în simțurile noastre. Simțurile noastre fizice reprezintă calea cea mai eficientă, cea mai rapidă și cea mai directă de interacționare cu cu mediul sau cu realitatea obiectivă din jurul nostru. Ori, în condițiile în care, așa cum am spus, creierul nostru răspunde în mod subiectiv în funcție de percepția proprie pe care orice individ uman o are, da? Asupra unei situații, unui lucru, unei persoane, unei stări de lucru și așa mai departe, asta înseamnă că în momentul în care creierul uman dezvoltă o reacție, iar tu ca individ vii cu un proces conștient, adică cu un act mental voit și te opui acelei proiecții pe care creierul tău ți-a dat-o, în acel interval sau în acel decalaj între reacția neurologică și, cum am zis, reacția mentală propriu-zis. Aici se creează un câmp larg de un câmp larg în care pot apărea foarte multe lacune ce generează tot felul de spaime, frici, teme, trăiri, emoții, da. Și în plus mai există și această tendință a oamenilor de a dori, cum să spun, uneori în mod exagerat, de a controla rezultatul unui proces, al unui fenomen, al unei stări de lucru. Este un instinct. A relații,
a relației cu un alt individ uman. De aici, iarăși, se pot naște o serie întreagă de astfel de stări negative și de proiecții negative ale creierilor noastre. Și iar în plus mai există și acea teorie dacă, care spune că, mă rog, pleacă de la definiția în limba engleză a ceea ce înseamnă frică. În limba engleză la frică se spune fear. Și de la acest termen s-a găsit o, hai să zicem așa, o sintagmă pentru catalogarea a ceea ce ar putea reprezenta frica în esența ei. Deci aceste litere exprimă sintagma false evidence appearing real. Asta înseamnă că un individ uman automat începe să dezvolte frică sau să simtă frică atunci când ceva din realitatea sa conștientă, înconjurătoare, obiectivă, să spunem așa, nu mai este sau nu mai concordă, nu mai rezonează, nu se mai acordă cu ceea ce proiectează el sau cu proiecția lui mentală, așa cum spuneam, asupra situației respective sau stării respective de lucruri. Și atunci sigur că în această situație te confrunți cu faptul în care un fapt inedit, în care ceva din realitatea cu care vii în contact nu corespunde cu ceea ce gândești tu. Exact. Despre acel lucru sau despre acea persoană. Da. Și așa mai departe. Și de aici încep o serie întreagă. Exact. Sunt niște decalaje între ceea ce reprezintă reflexia lucrurilor în sine sau a persoanelor din jurul nostru în sine și propria noastră percepție despre acestea. Deci percepția e cheia, până la urmă, de fapt, cred că aproape tot este legat de percepție, nu? Cum percepem noi frigul, căldura, lumina, întunericul și așa mai departe. Dar raportându-ne și rămânând la această analogie, da, între oameni și masele de aer, ce totuși stimulează sau conduce sau împinge la această evoluție? Ce credeți noastră că conduce la această evoluție? Și o continuă evoluție și a oamenilor, dar și a maselor de aer, legat de această schimbare, de acest proces, de această evoluție? Este ceva, trebuie să fie ceva acolo. Practic, acest proces de transformare și a maselor de aer și a omului presupune continua transformare a energiei sale și a energiei din interiorul unui volum de aer și a energiei de care un om dispune și o canalizează pe parcursul întregii sale vieți. În cazul volumelor de aer, așa cum spuneam anterior, ele stochează o anumită cantitate de energie calorică sub formă de energie internă pe care o folosesc pentru a-și urma acea evoluție ascendentă prin atmosferă, dar în momentul în care se apropie de un nivel, înălțimea variază de la o regiune la alta a globului și așa mai departe. Dar în momentul în care se atinge un anumit nivel și această energie aproape că s-a epuizat, atunci am menționat anterior, se obține o energie suplimentară prin condensarea vaporilor conținuți în interiorul acelui volum de aer. Și în momentul în care se produce condensarea vaporilor de apă și aceștia cad pe pământ, energia pe care ei o conțineau este liberată brusc în interiorul volumului de aer și atunci acesta, ca și cum ar primi un boost, un stimulant suplimentar de energie care întreține această mișcare ascendentă. La fel se întâmplă și cu oamenii. Oamenii preiau de la societate, așa cum am spus, toate aceste valori de care au nevoie pentru a-și croi drumul de care au nevoie în viața fiecăruia, dar în momentul în care individul uman reușește
să se debaraseze, să se elibereze de tot ceea ce înseamnă prejudecăți, preconcepții, principii limitative, frici, temeri, angoase, spaime și așa mai departe, ca să devină cu adevărat liber și să-și exprime cu adevărat personalitatea sa în mod neîngrădit, atunci din acest punct în sus, sigur că evoluția individului uman nu poate să fie decât pozitivă. Din păcate, însă, trebuie să înțelegem că omul este în mod fundamental o ființă socială și că acest proces de transformare personală este foarte important pentru fiecare dintre noi, dar din păcate acesta nu presupune că pentru a ne dezvolta noi personal și a atinge culmi cât mai înalte de evoluție ontologică, comportamentală, afectivă, emoțională și așa mai departe, trebuie să-i minimalizăm pe ceilalți sau să-i, dacă se poate, chiar să-i dăm din calea noastră, să-i eliminăm din calea noastră. Nu. În esență, destinele sunt individuale, sunt diferite. Procesele acestea de transformare psihologică, ontologică, comportamentală sunt de asemenea individuale și practic nu împietează cu nimic evoluția societății în ansamblu. Dimpotrivă, cu cât un număr mai mare de indivizi ai unei societăți reușesc să parcurgă acest întreg proces de transformare și să ajungă la un nivel mai înalt de cunoaștere, de înțelegere a lumii din jurul lor, cu atât societatea are mai mult de câștigat. Și exact. Cu cât indivizii reușesc să elimine din viața lor mai mult toate aceste spaime, toate aceste condiții limitative, gândiri restrictive și așa mai departe, cu atât societatea în ansamblul său devine o societate mai liberă, mai coerentă, mai cursivă, mai fluentă, care nu are decât de câștigat. Eu cel puțin asta am susținut dintotdeauna. De câștigat ca întreg, bineînțeles, și eu susțin acest principiu și idee. Dar dacă se trece de acest punct critic, nu, în care persoanele reușesc, cum a spus, să lase în urmă acest bagaj care este greu, foarte greu de pentru cei mai mulți dintre noi, vreți să spuneți într-un fel că nu mai există condiționalitate sau nu mai avem limite într-un fel în a evolua ca și umani? Pentru că știm la fel ca și masele de aer pe verticală, nu? La un moment dat ajung într-un punct critic în care se întâmplă ceva. Ori ninge, ori plouă, ori ceva se întâmplă, da? Masele de aer ajung la un moment dat la un nivel de echilibru care se numește stare de echilibru indiferent, care are un caracter cu totul temporar, adică nu este o stare definitivă, este o stare tranzitorie. Este o stare prin care mai departe se asigură trecerea, deci tranzitul, dacă doriți, spre cealaltă parte a evoluției, pentru că tot ceea ce există în jurul nostru evoluează într-un mod ciclic. Nu există evoluție fără involuție. Asta nu înseamnă însă că, cum să spun, masele de aer ajung la o anumită înălțime, unele pot ajunge până la 16-18 km, altele ajung în dreptul ecuatorului și până la înălțime de 28 de km, adică aproape până la limita superioară a stratosferei. N-au cum să rămână acolo, pentru că în întreg universul în care existăm funcționează un principiu imobil, acela al compensării energiei. Energia este în același timp și finită și infinită, în sensul că ea este infinită pentru că tot universul pe care îl cunoaștem și am acceptat în mod științific că este un univers infinit, este alcătuit din materie și energie și atunci automat universul fiind infinit înseamnă că și energia este infinită, dar în același timp energia aceasta nu se, cum să spun,
nu vine din surse externe, ci ea se auto-perpetuează, se auto-creează în mod continuu. În cazul maselor de aer, atunci automat când un asemenea volum de aer a atins acel nivel maxim, care este numit nivelul de convecție, pentru a se asigura un echilibru din acesta energetic și caloric între straturile înalte ale atmosferei și suprafața Pământului, se pun în mișcare mecanismele care preiau masele sau volumele de aer foarte reci de la înălțime și li se imprimă acestora o mișcare descendentă pentru a le aduce din nou în contact cu suprafața terestră, tocmai de la care din nou să-și reia energia de care au nevoie pentru a relua ciclul transformărilor. În cazul omului, a pus o întrebare cu tâlc, într-adevăr, dacă acest proces e, cum să spun, nu are nicio condiționalitate, adică se desfășoară la nesfârșit. Procesul acesta de transformare psihologică, ontologică, emoțională, cum am zis, a omului, este un proces nesfârșit. Practic, el se continuă pe parcursul întregii noastre vieți, până în momentul în care, mă rog, intrăm în neființă. Intrăm în o altă dimensiune, să spunem așa. Dar, în momentul în care, părerea mea este că, per ansamblu societății, cred că intervine sau ar trebui să intervină, același principiu ca și care se aplică și în cazul universului, acela al compensării. În momentul în care, să zicem, un individ a acumulat foarte multe elemente de la societate și a format și a însușit o serie largă de principii, deprinderi, competențe, abilități și așa mai departe, în momentul în care a ajuns, a atins un punct maxim în funcție de capacitatea sa de a le materializa, în momentul în care a ajuns acel potențial maxim de dezvoltare, cred că individul respectiv are datoria de a le returna înapoi societății. Și aici vorbim despre acest fenomen care este mult discutat în literatura actuală, este acest proces de downdrifting, prin care am și văzut experiența multor oameni celebri, faimoși, foarte bogați, care în momentul când și-au atins acest potențial maxim, au cedat. Au cedat. Și s-au reîntors, s-au reîntors la bază, în rândul societății. Și prin toate acțiunile lor au asigurat acest transfer suplimentar de la nivel individual către societate. Astfel încât să se alimenteze în mod continuu și să se autoperpetueze acest permanent transfer de valori care trebuie să se realizeze între individ și societatea în ansamblul său. Wow! Practic, sau în concluzie, cum spunem, înțelegem că acest proces de transformare are un caracter sau origine ciclică, da? Este ciclic. Cum putem descrie acest lucru sau cum putem înțelege? Este reversibil acest proces? Adică cum îl putem explica pe înțelesul tuturor? Acest transformare ciclică, adică dacă mergi într-o direcție poate să a găsit în direcția cealaltă, adică cum putem descrie? Da. Este reversibil? În sistemul fizic în care trăim, orice acțiune are și o reacțiune. Deci, practic, știi, și la nivel filozofic, nu există un yin fără un yang. Nu există în câmpul electromagnetic, nu există o polarizare pozitivă fără o polarizare negativă. Da. Și așa mai departe. Acest principiu al compensării este un principiu universal valabil și el pornește sau are la bază acest adevăr fundamental al conservării energiei. Pentru că, de fapt, în esență ne raportăm la energie. Totul din jurul nostru este, sigur, putem spune că este și materie. Da. Materia, în esență, este tot o formă de energie. E o energie materializată, să spun așa. Da. Energia se auto-perpetuează continuu.
Astfel încât, vedeți, în tot ceea ce există în jurul nostru, se creează această, cum să spunem, transformare continuă de la cauză la efect. Și din nou, efectul poate deveni la rândul său cauză pentru cauză. Un nou efect. Și da, cred că e cel mai bun exemplu. Da. Este acea evoluție, caracterizată de prin semnul sau exprimată prin semnul infinit, acel 8 culcat, da. care descrie cel mai bine această trăsătură de esență a întregului sistem fizic în care trăim. În ceea ce privește pe oameni în sine, cred că se aplică același principiu, așa cum spuneam. Omul, în esență, așa cum am spus și nu vreau să mă repet de prea multe ori, este o ființă socială. Da. El preia de la societate tot ce are nevoie pentru a se dezvolta, inclusiv pe plan material, să spunem. Dar la un moment dat, dacă nu înțelege că el nu poate exista la nesfârșit sub forma unui sistem perfect izolat și că este necesar din punct de vedere al asigurării acestei scurgeri libere a energiei de la un individ la altul pe parcursul întregii societăți, că el are o datorie de a returna toate acele valori pe care și le-a însușit de la societate, de a le returna sub forma unor plus valori. Adică sunt niște valori pe care și le-a însușit, pe care le-a internalizat, asupra cărora și-a pus amprenta personalității sale sau și-a pus sigiliul codului său genetic unic, da, autenticității sale, și le returnează societății, fiecare la nivelul său, în individual, diverse situații. Și așa mai departe, în funcție de capacitatea sa, în funcție de abilitățile sale și așa mai departe. Și astfel se creează această curgere liberă a energiei și care asigură această funcționare normală, nesincopată, armonioasă între viața indivizilor în sine și viața societății în ansamblul ei. Există foarte multe situații în care se produc blocaje energetice, pur și simplu. Și atunci acestea nu sunt de dorit, pentru că acestea, mi-a demonstrat o întreagă istorie a umanității, au degenerat în foarte multe situații de conflict, situații tensionate, situații de criză și așa mai departe. Și exemple se pot da foarte multe în acest. Am analizat puțin omul din trecut, da, am studiat puțin omul și studiem omul din momentul prezentului. Doamna profesoară, cum vedeți dumneavoastră, rămânem aici legat de evoluție, cum vedeți dumneavoastră omul viitorului sau cum l-ați putea descrie? Mai rece, mai indiferent, mai cald, mai implicat în aceste conexiuni intersociale de care am vorbit mai devreme și tot am explicat și pe care am și bazat discuția și tema noastră? Cum vedeți dumneavoastră omul viitorului apropiat, să spunem așa? Să nu ne depărtăm prea mult. Asta e o întrebare capcană. cu siguranță cred că oamenii viitorului vor fi niște oameni mai calzi, să spunem așa. Ca mai să păstrăm aceeași analogie cu masele de aer. Okay. Cât un volum de aer sau o masă de aer are o temperatură mai ridicată, cu atât energia sa cinetică este mai mare. Ori acea energie cinetică asigură o interacțiune mai dinamică între toate moleculele componente ale gazelor care compun acel volum de aer. Da. Și contribuie la transformarea sa mai profundă. Cred că și în cazul omului, situația rămâne aceeași. Adică, cu cât omul reușește ca prin toate aceste mijloace personale, repet, da? De interacțiune fiziologică, comportamentală, afectivă, senzorială și așa mai departe, de interacționare cu orice din mediul său înconjurător,
sunt mai dinamice, deci cu cât toate aceste mijloace sunt mai dinamice, cu atât energia care asigură dinamica și dezvoltarea societății în ansamblu curge mai liber, mai lin, se armonizează mai bine. Și atunci dezvoltarea pe ansamblu, nu numai a unui individ în sine, ci și a societății în ansamblu, este mai coerentă, mai cursivă, mai sincopată. Da. Ori acest lucru nu poate duce decât la progres. Deci la mai progres, atât la progresul unui individ, cât și la progresul de ansamblu al unei societăți. Al unei societăți. Deci, practic, ca esență sau ca și concluzie, vom avea omul viitorului deveni mai cald, vom avea să spunem așa, o armonie mai... sau o societate mai armonioasă, să spunem așa, nu? Mai funcționată. Cuvântul, scuză-mă că te-am zis, cuvântul cheie cred că este acesta, armonie. Ideea de bază pe care tot ceea ce există în jurul nostru ne-o transmite este că fiecare om trebuie să-și atingă acel nivel maxim de armonie cu el însuși, cu cei din jurul său și cu tot ceea ce există în jurul său, adică cu tot ceea ce există în sistemul fizic, cu natura, cu toate elementele sale și așa mai departe. La fel se întâmplă și cu volumele de aer. Știm că dumneavoastră a studiat îndeaproape bioclimatologia și cum și relațiile între om, nu? Și natură și cum natura influențează omul. Întorcându-ne, revenind la atmosfera noastră terestră, ce rol joacă aceste fenomene de risc, da? Cum ar fi uraganele, tornadele, ploile torențiale și așa mai departe? Și cum ați putea descrie anumiți oameni sau cum putem asocia omul când trece printr-o astfel de fază, nu? Să rămânem în aceeași analogie, practic. E o fază de criză. E exact, exact. Cum puteți să... Eu am chiar un curs despre fenomene atmosferice de risc și studenții mei rămân destul de șocați când le spun că toate aceste fenomene atmosferice de risc de tip uragane, căderi de grindină, furtuni puternice, tornade și așa mai departe, viscole, inundații și așa mai departe sau ploi torențiale, nu trebuie văzute neapărat ca niște fenomene disruptive cu impact negativ, okay, ci trebuie văzute ca pe niște mecanisme de reglaj energetic, wow, între diverse componente ale unui sistem foarte complex. Atmosfera în sine nu este un mediu izolat, ea este o componentă al mediului înconjurător, iar între atmosferă, litosferă, hidrosferă în sine se realizează o serie întreagă de conexiuni, de interrelații prin care fiecare dintre ele o influențează pe cealaltă și nu numai. De aceea vorbim de un sistem pământ-atmosferă extrem de complex. În ecuație mai intervine și energiile, mai intervin și energiile astrale, în principal energia solară și așa mai departe. Și toată ideea este că toată această interacțiune din cadrul acestui complicat sistem presupune niște evoluții firești, temporizate, să spunem așa, ale diverselor forme de energie care există în jurul nostru. Numai că apar situații în care, în anumite spații, în anumite intervale de timp și așa mai departe, aceste diverse tipuri de formă de energie se blochează. Și atunci se obține pe ansamblu acest efect de amplificare, de creștere amplitudinii energiei, care la un moment dat, sigur că trebuie să se descarce într-un alt loc, într-un alt mod, într-un alt interval de timp. Și atunci se formează tot felul de astfel de fenomene atmosferice de risc. Deci eu aș concepe mai degrabă toate aceste fenomene atmosferice de risc, ca să nu intru în amănunte strict meteorologice, mai degrabă ca pe niște mecanisme prin care
Sistemul Pământ Atmosferă se autoreglează și autoreglează acest permanent schimb de energie, decât ca pe niște descărcări, să spunem așa, accidentale, catastrofice de energie. Acum, revenind la oameni în sine, da, unii oameni pot fi ca niște furtuni, ca niște uragane, ca niște tornade, în sensul că ei au energie conflictuală foarte înaltă și, desigur, sau au voință foarte accentuată, au un ego supradimensionat și fie că în mod voit, fie că în mod nu neapărat voit, în mod involuntar, să spunem așa, sigur că aceste persoane își exteriorizează această energie negativă, da, conflictuală și așa mai departe. Și atunci, în ansamblu peisajului în care aceste personaje sau asemenea personaje, să spunem, există sau evoluează, sigur că crește probabilitatea de a se produce astfel de interacțiuni explozive, nu? Să le numim așa. Deci, asemenea persoane se comportă ca niște uragane care pur și simplu, da, elimină tot ce iese în calea lor. Există însă și personalități care au foarte multă harismă, au o valoare intelectuală deosebită, au o empatie extraordinar de mare, care interacționează pe niște baze senzoriale extrem de mare profunzime și de mare sensibilitate cu semenilor. Și atunci eu aș spune că și aceștia pot deveni niște astfel de forțe ale naturii, hai să le spunem așa, sau niște forțe ale atmosferei, dar nu prin faptul că ei descarcă energii negative sau explozive, ci mai ales prin faptul că ei reușesc să polarizeze în jurul său energii pozitive și astfel imprimă în societății, în ansamblul său, niște evoluții cu un impact deosebit de mare și niște evoluții din acestea fantastice. Sunt multe astfel de personalități în istoria umanității. Și dumneavoastră consider că sunteți o personalitate și legat de aceste, mai mult, să zic așa, decât deosebiri, asemănări între masele de aer și oameni, cu tot respectul dumneavoastră, dacă îmi permiteți să vă întreb dumneavoastră, ce masă de aer considerați că sunteți? Unde considerați dumneavoastră că vă clasificați? Sau unde vă puteți clasifica? Aici eu nu-ți mai încuiați. O masă de aer de vară, mediteranean, ciclonic, okay, anticiclonic, de care natură? Ok, deci dacă tot am făcut această analogie între oameni și masele de aer, sigur că trebuie să o aplic și la mine. Și atunci am mai întrebat ce masă de aer aș fi eu în această situație. Păi cred că în mod categoric aș fi un volum de aer sau o masă de aer ecuatorială. Și spun și de ce. Masele de aer ecuatoriale au cea mai înaltă energie, au cea mai înalt potențial energetic, da, da. Motiv pentru care ele și efectuează o mișcare predominant ascendentă. În dreptul ecuatorului nu există decât această mișcare verticală ascendentă a aerului. Și în plus, tocmai prin acest potențial energetic foarte mare pe care îl au, aceste mase de aer ecuatoriale, prin încărcătura lor calorică, de umezială și așa mai departe, constituie motorul unor circuite de convective de circulație generală a aerului, care asigură transferul de materie și energie dinspre ecuator spre pol. Practic, dacă ar fi să accept, să zicem, această comparație cu volumele de aer, cred că m-aș cataloga în această categorie de masă de aer ecuatorial. Am fost întotdeauna o fire care, așa cum am spus, mi-a plăcut să învăț foarte, foarte mult. Am încercat, în funcție de capacitatea de care eu am dispus, am încercat să preiau cât am putut mai mult de la toată societatea din jurul meu.
Am încercat, am fost cât am putut eu de conștiincioasă să-mi parcurg acel proces de transformare internă, de ordin personal, pe care, într-un fel să zicem că aș fi avut datoria să-l parcurg, cel puțin în această dimensiune pământeană în care mă aflu. Și mai departe, de la un anumit moment în care și eu m-am format, am încercat să dăruiesc cu toată inima, cu toată deschiderea tuturor celor din jurul meu, pe orice cale, sub orice formă. Și cred că discuția noastră de astăzi este tocmai un exemplu elocvent în acest sens. Tocmai asta discutăm și vreau să fac o mică paranteză aici. V-am cunoscut, am avut onoarea să vă cunosc și să vă trăiesc, să vă simt câțiva ani de zile și pot să spun că mi-ați luminat calea, așa este. M-ați îndrumat prin exemplu dumneavoastră și mi-ați transmis ceva ce atunci pe moment nu am înțeles. Acea pasiune, cum a spus, poate și aveam deja ceva în mine, a dorinței, a cunoașterii, dar nu numai al exteriorului, dar și a cunoașterii de sine. Și țin minte că era cursurile dumneavoastră au fost cursurile mele preferate. Și acum nu că vă preferam ca și profesor, da, universitar, dar era cum dumneavoastră predați, cum transmiteați mai departe mesajul. Și am avut câteva cursuri, țin minte, tot ce am făcut și ce a fost legat de cursul dumneavoastră și a celorlalți colegi, dar au fost preferatele mele. Și asta spune foarte mult. Dumneavoastră dăruiți și atunci când predați un curs la studenți, dar dumneavoastră faceți mai mult decât atât. Deci, cum o faceți dumneavoastră? Nu neapărat ceea ce faci, că face diferența, dar cum o faci? Și astăzi dumneavoastră trebuie să menționez că nu doar ne-ați inspirat, ne-ați și educat, ne-ați și informat, ne-ați și format. Și de aceea la Monday Inspiration misiunea noastră este să educăm, să inspirăm și să motivăm. Dumneavoastră astăzi le-ați făcut tic la toate trei, să spun chiar și mai mult decât atât. Ne apropiem de încheiere, însă nu, parcă nu aș vrea să încheiem această temă, această discuție. Cu cât vorbim mai mult și ne dăm seama și conștientizăm, cu atât mi-aș dori să vă pun și mai multe întrebări legat de acea... M-am încercat și eu să mă poziționez undeva când ați dat exemplu în ce masă sau volum de aer v-ați încadra și încă nu mă pot identifica, va rămâne temă de casă pentru mine, să-mi dau și eu, să mă înțeleg și eu cam unde aș putea să fiu. Încă lucrez la descoperirea de sine și la cunoașterea de sine și cred că de aceea încă nu pot să mă clasific atât de ușor și de repede ca dumneavoastră în ce categorie aș face parte, dar îmi place foarte mult această anomalie pe care am făcut-o și această asimilare. Vreau să vă mai întreb ceva și... Înainte de încheiere, vreau să vă fac o surpriză. Nu știu dacă cât e de plăcută, neplăcută, surpriza este surpriză. Nu contează acum, este surpriză. Mie îmi plac surprizele. Da. Adică e ceva ce am primit eu cadou și aș dori ca să meargă mai departe. Și știu că nu am vorbit încă până acum, dar doresc să ne spuneți dumneavoastră câteva cuvinte despre... de ultimele dumneavoastră lucrări și cele mai frumoase. Am studiat multe cărți ale dumneavoastră din cadrul universității, știți că am fost un student silitor, însă această carte este ceva ce m-a conectat, pot să spun, cu ființa dumneavoastră, cu suflet, cu tot ce aveți dumneavoastră mai scump și mai de valoare și vreau să ne spuneți în câteva cuvinte pentru ascultătorii noștri această lucrare, câteva cuvinte, ce v-a inspirat și cui o dedicați și ce putem descoperi pentru cei care o citesc. Mulțumim! Da, e într-adevăr o surpriză deosebită. Este o lucrare pe care am publicat-o anul trecut. Este o lucrare care, așa cum este scris pe prima pagina asta, este dedicată, practic, tuturor celor, deci nu are un adresant anume. Este o lucrare pe care am dedicat-o tuturor persoanelor din viața mea, care au fost, care vor veni, nu contează, care mi-au arătat lumina. Lumina, în concepția mea, reprezintă această deschidere de suflet pe care mi-au arătat-o,
și m-au lăsat să le pătrund ceea ce am spus adineaori și despre care am tot vorbit pe parcursul întregului nostru interviu. M-au lăsat să pătrund în interiorul ființelor lor, să le descoper și astfel, inclusiv în acest interior al ființelor cele mai dragi din viața mea și care m-au făcut să învăț că, de fapt, fiecare om are în sine această capacitate uriașă de a se transforma pe sine cu totul în cea mai bună variantă posibilă a sa, cea mai bună variantă proprie posibilă a sa însuși sau însăși. Motiv pentru care am și dat titlul acestei lucrări, May the Force Be With You, este un titlu inspirat din o celebră replică din filmul Star Wars. Tocmai prin care, un titlu prin care tocmai că vreau să arăt acest lucru, că de fapt nu trebuie să așteptăm nimic de la nimeni. Fiecare individ dispune de propria sa putere de a-și canaliza toată energia, pentru că de fapt esența cărții aceasta este. Explică cum în tot universul în care existăm, totul se reduce la nivel energetic și cum această energie poate fi transformată, poate fi canalizată în sens benefic pentru evoluția omului. Și practic ideea de bază pe care am vrut să o transmit este că, așa cum spuneam, fiecare om este stăpân pe propria sa viață, pe propria sa, pe propriul său destin, pe propria sa cale și poate să și-o influențeze în orice secundă. Deși aici intrăm puțin în antagonism cu ceea ce am zis la începutul interviului nostru legat de ideea aceea că poate aproape că nu există liber arbitru. Da. Nu există liber arbitru în sensul în care intervenim noi cu procesele noastre mentale, cognitive, efective, asupra desfășurării unor situații sau evoluții noastre. Dar dacă reușim să ne oprim din această cursă nebunească în care mulți dintre noi s-au angrenat și ne ascultăm inima cu mai multă atenție, dincolo de tot acel zgomot neuronal care se strânește în creierul nostru și reușim să simțim mai mult pe noi înșine, pe cei din jurul nostru, pe tot ceea ce există în jur, cu siguranță în acel moment reușim să ne armonizăm cu tot ceea ce este în jurul nostru și reușim să canalizăm într-un mod mult mai constructiv toată această energie uriașă care este înăuntrul nostru și în jurul nostru. Da. Aceasta este ideea de bază pe care eu am vrut să o transmit. Eu încurajez tuturor să o citească, May the Light Be With You, May the Force Be With You, cred că este un mesaj sau este dacă ați văzut, cred că au înțeles ascultătorii, este imperativ, May the Force Be With You. Când am primit-o, m-am bucurat foarte mult și am simțit ceea ce am citit. Asta înseamnă foarte, foarte mult. Eu ca și autor, ca și scriitor, când am simțit. Dumneavoastră n-ați scris-o de aici. Te-am dăruit-o. Ați scris-o? Nu, nu. N-am scris-o din minte. Deci ați scris-o cu toate... Așa este. Toată ființa. E adevărat. Cu toată ființa ați scris-o. Am folosit argumente mentale, exclusiv științifice, de ordin mental superior, dar am scris-o într-adevăr cu toată inima. Ți-am trimis cu mare plăcere un exemplar pentru tine și unul pentru sora ta. Da. Drept un omagiu sincer din partea mea. Ai fost unul dintre studenții mei de suflet și care pe mine m-a învățat foarte multe în viață. De la tine am învățat ce înseamnă această luptă a omului cu sine însuși. Ai fost exemplul poate cel mai elocvent, nu neapărat al omului de succes, ci al acestui potențial uriaș de care omul dispune pentru a se transforma pe sine.
Exact. Iar în ceea ce te privește, cred că și lucrarea ta, Live, Love, Dream, te reprezintă cu adevărat. Da. Este o lucrare în care îți povestești experiența tristă de viață, dar pe care ai trăit-o până acum. Eu sunt convinsă că de acum încolo, până acum ai fost pe latura aceasta ascendentă, iar de acum încolo tu mai ai încă mult de urcat. Sunt absolut convinsă de asta. Și eu. Și pe care, și iar experiența ta de viață de acum încolo, fii convins că o să-ți demonstreze că tot răul, tot răul pe care l-ai lăsat în urmă este, cum să spun, este eliminat în mod definitiv. Nu se va mai întoarce. Da. Nu se va mai întoarce în viața ta, ci din potrivă. Și din potrivă, da. Va trebui să lucrăm, să transformăm, să continuăm transformarea, cum am menționat mai devreme. Astăzi ne-ați inspirat. Absolut. Vă mulțumesc mult pentru cuvintele frumoase și apreciere. Și înseamnă că a fost o comunicare, să spunem așa, la nivel energetic între noi de la început, că ați fost preferata mea ca și doamna profesoară la universitate. Am mai avut câțiva colegi care mi-au plăcut foarte mult. Toți am învățat, însă țin minte și acum când am câștigat, nu știu dacă mă duna să mai țineți minte, concursul Erasmus, fac o paranteză, ați fost o persoană cheie pentru mine atunci. Și am, din 34 de concurenți, dacă nu mă înșel, 30 și ceva au fost la număr, a fost doar un loc la Roma și eu l-am câștigat. Pentru mine atunci a fost un succes. Eu nu îți mai aduce aminte ce ți-am spus atunci? Ai venit în biroul meu să-mi cer sfatul, erai puțin cam temător, cam speriat. Da. Dar îți mai aduce aminte ce ți-am spus? Nu mai știu. Dacă mai puteți să-mi... Ți-am spus așa, lumea este larg deschisă. Arată că poți. Da. Acesta este îndemnul meu pentru absolut. Da. Pentru absolut toată lumea care ne urmărește în acest moment. M-ați încurajat foarte Putem mult. Putem orice. Putem orice. Totul este să vrem. Să vrem. Și să credem în noi înșine. Care este cel mai greu. Mulțumim mult pentru inspirație, pentru sfaturi, pentru educare. Chiar m-am simțit la un curs de climatologie, de biometeorologie, a fost wow, de psihologie, de terapie. A fost foarte complex. Am învățat de la aer astăzi și aș dori în încheiere, dacă aveți câteva cuvinte pe calea aerului, să le transmitem celor care ne-au ascultat și ne vor asculta în continuare. Da, mulțumesc. Cred că aș încheia în aceeași notă, tocmai ca să asigurăm închiderea acestui ciclu al discuțiilor noastre. Aș reveni înapoi la poezia aceea inspirată din folclorul norvegian, care se referea la îndemnul către noi oamenii de a învăța de la tot ce ne înconjoară, iar ultimele versuri ale acestei poezii sună cam în felul următor. Învață de la toate, că toate sunt surori, cum treci frumos prin viață, când poți frumos să mori. Ideea pe care vreau să o transmit tuturor este că de noi depinde totul. Așa este. Realitatea exterioară, obiectivă, nu există. Fiecare dintre noi are puterea de a-și crea propria sa, realitate. Nu realitate, ci meta-realitate. Meta-realitate, de fapt, da, am descoperit astăzi ceva nou, da, mulțumim. Dar trebuie să aibă inteligența necesară, mai ales acea inteligență emoțională specială, de a învăța de la tot ce există în jur. Wow, fantastic. Vă mulțumim din suflet pentru timpul acordat, pentru tot ce ne-ați inspirat și astăzi. Și eu vă mulțumesc. Și vă dorim... Sărbători fericite, multă pace, fericire și cred că dumneavoastră ați ajuns deja la acel stadiu în care aveți acea fericire, sau pe care o numesc eu, spunem în engleză, joy, nu? Acea fericire și pace interioară. Cred că e cea mai valoroasă și cea mai importantă dintre toate. Da, și multă sănătate vă dorim pe această cale și să sperăm să ne reauzim, poate ne auzim din nou la anul viitor, în a doua parte a sezonului.
să învățăm și de la alte elemente din natură. O, cu siguranță mai avem multe de povestit. Și eu vă mulțumesc și eu îți mulțumesc în mod special pentru acest prilej pe care mi l-ai acordat. Și doresc tuturor ascultătorilor tăi, celor care ne urmăresc în momentul de față, sărbători fericite, în sănătate deplină, în tihnă și în deplină armonie cu ei înșiși, cu familia lor, cu colectivitățile din care fac parte. Da, îți mulțumesc mult pentru acel gând. Da, eu sunt într-adevăr în această stare de pace interioară. Am ajuns în punctul în care m-am desprins de tot ceea ce înseamnă zgomotul societății noastre. Zgomotul neural, societate și așa mai departe. Am simțit acest lucru și îl transmiteți și nouă. De aceea țin să vă mulțumesc din suflet pentru tot. O zi frumoasă, vă dormiți. Rămâneți, vă rog, conectată. Voi încheia misiunea și apoi vreau să vă transmit ceva în mod special. Mulțumesc frumos! Mulțumim pentru tot! Sărbători fericite tuturor! Mulțumim asemenea! Doamnele și domnilor, vă mulțumim pentru timpul acordat. Acesta a fost noul episod al Monday Inspiration Show. Mulțumim, doamne profesoare, doctor universitar Ionac Nicoleta, pentru inspirație, pentru educație, pentru motivație. Sperăm că în a doua parte a sezonului va putea reveni cu noi din nou în direct să ne inspire de la ce și cum putem învăța din natura noastră și din elementele din societatea în care trăim. Mulțumim pentru tot, vă dorim o săptămână reușită, plină de succes și țineți minte, tot ce trebuie să facem este să trăim, să iubim și să visăm. Numele meu este Ionuț Ungureanu, ne revedem curând la următorul episod al Monday Inspiration Show. Vă mulțumesc pentru tot, la revedere! Designed to inspire, educate, and empower young adults around the world. Welcome to the Monday Inspiration Show.